Șoferii din România pot înlocui acum becurile originale ale mașinilor cu becuri LED, conform anunțului făcut marți de Registrul Auto Român. Autoritatea a aprobat utilizarea acestor dispozitive, subliniind însă anumite condiții care trebuie respectate pentru a asigura legalitatea modificării. Potrivit RAR, operațiunea de înlocuire a becurilor LED este permisă doar pe vehicule omologate de tip european, iar șoferii sunt încurajați să verifice compatibilitatea modelului lor la furnizorii de becuri LED. De asemenea, în cazul unui control rutier, șoferii vor fi solicitați să prezinte documentele care atestă certificarea surselor de lumină instalate. Condițiile de montare a becurilor LED includ numărul de omologare de tip al vehiculului și al dispozitivului de iluminare. Trebuie să fie vizibil. Dispozitivele de iluminare trebuie să poartă un marcaj de omologare și certificatul de conformitate emis de RAR. Utilizatorii trebuie să păstreze în vehicul declarația de conformitate și copia certificatului de conformitate. RAR recomandă de asemenea verificarea unghiurilor de înclinare ale fasciculului luminos după montare, în special pentru luminile de întâlnire. Avantajele becurilor LED includ o lumină mai apropiată de cea naturală, o iluminare pe distanțe mai mari și un consum redus de energie electrică de la bord.